Panică pe autostrada Soarelui. Traficul a fost îngreunat după ce o mașină a luat foc pe sensul de mers spre mare. Din imaginile trimise de un telespectator se poate observa o altă mașină oprită la mică distanță pentru a acorda probabil ajutor pentru cei care au ieșit repede din vehiculul în flăcări. Cu mai multe date vine acum Alexandru Andronache, inspector infotrafic. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit. Într-adevăr, pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 98, adică în zona localității Dragoș Vodă din județul Călăraș, ceva mai devreme, un autoturism a luat foc în mers. Din fericire, nu au rezultat persoane rănite. Nu sunt restricții de trafic la această oră. Autoturismul în cauză este scos pe banda de urgență. Incendiul între timp a fost și lichidat și nu sunt valori de trafic ridicate pe sensul către litoral, așa cum ne așteptăm practic în a doua parte a zilei să fie valori de trafic ridicate, dat fiind faptul că se anunță un weekend frumos pe litoral. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații și pentru recomandarea. Alexandru Andronache a fost de la Infotrafic.